Haideți să ajungem sus, sus, până vom fi în cer cu Sfântul Pierdule. Lucea părânii din soare se lucește, Iisus curând cu menor se zare ta, pe să-i copii pe soare sufle sus. Aleluia, Iisus, măreana ta. Bun găsit din nou, stimați telespectatori, la noua ediție a emisiunii Mesaj pentru Suflet. Dorim ca această emisiune să fie o continuare la emisiunea anterioară pe tema provocările tinerilor. Așa cum deja v-ați obișnuit, alături de mine este profesorul de religie Claudiu Todeciu, un om deosebit, un om al lui Dumnezeu, care slujește în Biserica Philadelphia și multe alte situații în care este invitat. Îi spunem din nou bun venit și Dumnezeu să te binecuvinteze. Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit și Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră, frate Daniel. Dorim să continuăm discuția noastră din emisiunea anterioară și să vedem în ce privesc provocările tinerilor, un subiect sensibil, dar atât de periculos pentru tineri în perioada aceasta al patinoarelui vieții, să zicem așa, când ei trec de la copilărie la tinerețe și vor să ajungă oameni maturi. Este perioada aceasta a tinereții când sunt dispuși să încerce orice. În ce privește relația de natură sexuală a tinerilor, este o problemă. Am vrea să discutăm pe subiectul acesta sensibil și să vedem ce ne spune Dumnezeu. Întâi să vedem care sunt cauzele. De ce tinerii cad uneori în această, în păcate sexuale, în dependențe de anumite păcate, și care ar fi remediu pentru cei tineri? Da, subiectul e de actualitate și spun lucrul ăsta cu foarte multă durere. Pentru că ce se întâmplă în generația zilelor noastre, generația tânără de tineri, adolescenți, se întâmplă lucruri pe care le marchează tot restul vieții lor și provocările tinerilor, așa cum e tema amplă a emisiunii, vedeți, se leagă una de cealaltă. Și cred că una din cauzele pentru care, eu știu, sexul a scăpat de sub control e tot mass media. E tot mass media. Pentru că lumea în care trăim e efectiv o lume sexocentrică. Orice ai deschide, orice site ai deschide, apar reclame. Copilul, încă de când e copil și vede, pentru el apare curiozitatea în minte. Ce o fi dincolo? Ce o fi dincolo? Ce se întâmplă? Apoi copilul ăsta crește și devine adolescent și în trupul lui, în organismul lui, se dezvoltă anumite părți și trăsături care sunt benefice pentru viață și el caută și caută și descoperă lucruri cu care nu s-a mai întâlnit, nu știe ce să facă cu ele. Părinților, mediului familial e foarte greu să stea de vorbă cu copilul pentru că încă îl considerăm sexul un subiect tabu. În biserici nu discutăm despre el, că ni se pare că așa, în familie la fel, pentru că venim dintr-o generație unde lucrurile astea, vă spuneam în emisiunea trecută, se rezolvă și pentru procreere, pentru a crește și numeric lumea aici, pe pământ și așa mai departe. Și i-a dat însă limite, i-a dat coordonate, toate astea sunt scrise în Scriptură. Și atunci am discutat și o fată, cred că avea 17 ani, a zis, domnul, pe stați un pic, sunteți cam bătrân, zice. Păi și eu, viața sexuală mea am început-o la 14 ani. M-am uimit că nu mi-a spus-o numai mie, erau 30 în clasă. Și când eu am venit și am spus, domnule, nu pot fi de acord cu așa ceva. Cum?
la vârsta aia când tu încă trebuie să colorezi, poate, sau să te joci cu păpuși. Tu deja te gândești la... A evoluat foarte mult mintea oamenilor. Se produc niște modificații, cred. La 13-14 ani își încep fetele viața sexuală. Și dacă nu începi, când te duci la liceu și dacă ai curajul să intri în liceu și încă să fii fată mare, încă să fii cum trebuie, să fii, ești considerată o proastă. Adică, cum încă, da? Ori ești bolnav, ori ești proastă. Te duci ca băiat în liceu, la fel. Ori ești bolnav, ori ești prost. Și râde toată lumea de tine. Nu se poate. Când ei nu fac altceva în pauze sau când ies la cafea, decât să se laude cu trofeele lor, cu cine au mai trăit, cu cine s-au mai culcat săptămâna trecută și așa mai departe. A luat-o razna, a scăpat de sub control și în viața individului, a tânărului, are niște efecte de nici nu vă puteți imagina. Nu de mult s-a întâmplat o fată de 14 ani a născut, însărcinată. Pe la cât și-a început viața sexuală? Dacă la 14 ani a născut. Nu, e împotriva Bibliei. E împotriva perceptelor Scripturii, e împotriva lui Dumnezeu. Toate păcatele astea lovesc direct în inima lui Dumnezeu. Și știți ce se întâmplă? Ce efect are? Unul din efecte? Fetele, în primul rând, își pierd stima de sine. Virginitatea, dacă sunteți tineri în fața televizorului și mă urmăriți, virginitatea v-a dat-o Dumnezeu, e darul lui Dumnezeu, o pierdeți o singură dată și o oferiți unei singure persoane. Și atunci întreb, dacă o oferi o singură dată și unei singure persoane, cam care ai vrea să fie persoana aia? Nu soțul tău? Își pierd fetele stima de sine, se uită la ele, pentru că asta se produce în mintea lor. Nu mai am valoare. Nu te mai respecti. După ce că nu te mai respecti tu, nu te mai respectă cei din jur. N-are cum. Când eu nu mă respect pe mine însumi, nici cei din jur nu mă vor respecta. Și nu s-o mai respecte. Se căsătoresc. Știți că cele mai multe divorțuri sunt tocmai pe problema asta? Că merg bine un an, doi. Luna de miere și ce-o mai fi după aia. Dar după aia el se uită la ea și spune, tu, păi tu ai mai avut 2, 3, 10, 15 înaintea mea. Pentru că astea sunt probleme foarte sensibile pe care tinerii ar trebui să le înțeleagă. Într-o zi vă veți căsători, vreți să aveți copii. O să dați naștere fetelor la copii, o să deveniți mame. Dar ce o să faceți că soțul o să vă reproșeze că într-o zi voi v-ați început viața sexuală cu cine știe cât și cum și acum sunteți al lui și o să vă pierdeți respectul. El nu o să vă mai poată respecta. Ei nu înțeleg, tinerii, treaba asta. Li se pare că sunt cool, adică sunt la modă. Dacă la 14, la 15, la 16 ani au avut cât mai mulți bărbați sau invers, băieții cât mai multe fete, e trist, e împotriva Scripturii. Și putem să mergem și să discutăm despre un personaj biblic, Iosif. Iosif, la 18 ani, provocarea vieții lui a fost aceea, după ce a fost vândut de frații lui, după ce a fost trimis departe, în Egipt. Ar fi putut să spună, sunt departe de mama, de tata, pentru că asta își doresc tinerii, nu? Departe de mama și de tata, să nu mai știe nimeni ce fac. Și auziți, în Genesa capitolul 39 e un subtitlu care spune Fecioria lui Iosif, 39 cu versetul 7. Și ar fi putut, la 18 ani, organismul, trupul lui își cerea drepturile. Și pe lângă asta era într-o poziție privilegiată ca să-și păstreze poziția, ar fi putut să facă compromisul ăsta, că s-ar fi putut să nu se fie aflat, să zicem. Dar auziți, vreau să vă citesc. După câteva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis, culcă-te cu mine. El, fiți foarte atenți, el n-a voit. Deci mai sunt tineri care spun, dom'le, dar nu mă pot abține. Nu e adevărat, Dumnezeu ne-a dat voință. El n-a voit. N-a vrut. S-ar putea ca, eu știu, organismul trupului să-i fi spus altceva, nu știu ce-o fi fost, dar el n-a voit. Primul lucru, avem voința la îndemână, ne-a dat Dumnezeu voință, va trebui să nu vrem lucrul ăsta, n-a voit. Și a zis nevestei stăpânului său, vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are.
El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea, auziți, cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc? Știți împotriva cui? Împotriva lui Dumnezeu. Pentru că păcatul sexualității lovește în Dumnezeu, în primul rând. N-are cum după aceea să ne meargă bine. Foarte interesant cum Iosif s-a gândit prima dată la Dumnezeu. Clar! Deci atunci, la el s-a raportat. Când un tânăr cunoaște pe Dumnezeu, când un tânăr se raportează la sfințenia lui Dumnezeu, el își pune problema. Îl supără pe Dumnezeu lucrul pe care îl fac sau nu? Iosif și-a pus problema și a spus să mă ferească Dumnezeu să păcătuiesc. Împotriva lui. Împotriva lui Dumnezeu, în da, da. Și apoi împotriva, sigur, a soțului, era soția lui Potifar. Da, da. Și frate Daniel, știți ce l-a costat pe Iosif chestia asta? Că, nu, că a zis nu, da. 12 ani de pușcărie. Da. Să stai 12 ani în pușcărie pentru că ai spus nu. Și s-a meritat. Nu păcatului sexualității. Dumnezeu a fost în final drept. Și clar, l-a făcut prim-ministru. Exact. L-a făcut prim-ministru. Prim-ministru pentru că a știut să respecte pe Dumnezeu. Clar. Să facă voia lui Dumnezeu, da. Și Dumnezeu l-a răsplătit pentru asta. Deci despre asta e vorba. Ne raportăm la Dumnezeu. Exact. Ca să ne meargă bine. Tot pentru binele nostru Dumnezeu a interzis sexul înaintea căsătoriei. Nu putem pune căruța înaintea boilor. Nu, trebuie toate lucrurile făcute în etape în viață. Toate lucrurile Dumnezeu le-a făcut frumoase la vremea lor. Sexul e bun, e fructuos, e la locul în familie. Doar acolo și are locul. În nicio altă parte și în niciun alt context. E mizerie, e păcat, lovim direct în Dumnezeu. Și Dumnezeu se desprinde de tot ce înseamnă după aia viața noastră de familie, acțiuni și așa mai departe. Aș vrea să mai luăm un personaj, la polul opus. Am discutat despre unul care n-a voit, a fost gata să plătească prețul. 12 ani de pușcărie. Dar la polul celălalt e unul, Samson. Biblia e frumoasă prin faptul că prezintă personajele așa cum sunt ele, nu le coafează. Exact. La polul celălalt e Samson, ales de Dumnezeu să fie judecător. Doar că tipul ăsta s-a îndrăgostit. S-a îndrăgostit foarte tare de una Dalila. Știți istoria și probabil o știu și telespectatorii și tineri. S-a îndrăgostit foarte tare de ea și în momentul în care s-a îndrăgostit de ea, el și-a ignorat părinții prima dată. Nu i-a mai băgat în seamă. El n-a mai ascultat de sfatul lor. N-a mai așteptat timpul lui Dumnezeu. Și a zis, nu, las că o fac eu. Știți ce l-a costat? Știți, dumneavoastră știți. Clar. Dar mă gândesc că sunt tineri care ne urmăresc acum. L-a costat o viață de mizerie, umilință, cu ochii scoși. Tot restul vieții lui, din momentul în care el și-a dat secretul, și-a vândut secretul puterii lui. A adormit pe genunchii Dalilei. Din momentul acela, cu ochii scoși, a învârtit la râșniță o viață întreagă. Ăsta-i preț. Pentru că Biblia ne spune că atunci când îți permiți să păcătuiești, trebuie să-ți permiți să suporți consecințele. Nu există plăceri fără consecințe. Nu există. Nu există. Deci, Biblia spune foarte clar, plata păcatului este moartea. Așa e. Îți permiți să păcătuiești, să spui, nu mă interesează. De asumă-ți consecințele. Asumați-vă consecințele. E important ce spune fratele Daniel și o spun cu atâta inimă și cu atâta, pentru că știu ce se întâmplă între tineri. Nu uitați, sunt consecințe. Și consecințe pe care uneori le plătim, oameni buni, o viață întreagă. Pentru ce? Pentru cât? 5 minute de nu știu ce mare, că nu-i mare scofală. Deci sexul înainte de căsătorie e durere, e mizerie, e... Da. Nu te mai aștepți la nimic bun după aia. Nu aduce absolut nimic bun. Apar remușcările. Exact. Stările de păreri de rău. Regrete, vinovăție și nu mai scap de ele și ai vrea să le uiți, dar nu le poți și te macină și diavolul te acuză și spui, n-are rost să te mai rogi, că nu te mai ascultă Dumnezeu. Exact. Și atunci oamenii ajung în depresie, unii își pun capăt zilele. Sau se afundă mai tare în păcatul ăsta. Da? Mai tare în păcat. Da. Și eu citeam despre un astfel de tânăr care a păcătuit cu o fată, a păcălit-o. S-a lăsat ea păcălită, a păcătuit cu ea și după ce a păcătuit a rămas însărcinată. Niciodată un păcat nu vine singur, pentru că cauzele sau efectele unui astfel de păcat sunt fie sarcini nedorite, fie boli transmisibile.
nu? Fie efecte de psihologice, psihice. Și s-a culcat cu ea, lăsat-o însărcinată și n-a fost suficient. Deci, curvie, după curvie a urmat crimă, pruncucidere. A omorât pruncul în pântec. A făcut avort fata asta. El a lăsat-o. A lăsat-o, s-a dus și s-a îmbolnăvit de sida, citeam. Despre... Pentru că el, după ce a păcătuit, un tânăr bun la început, moral, după ce a păcătuit și și-a dat seama că a făcut-o, o zis, păi acum ce să mai îndrept? Nu, mai continu. Și a continuat și a continuat. Și a dat peste una bolnavă. Și a făcut sida, s-a îmbolnăvit. S-a îmbolnăvit și când s-a îmbolnăvit, pe patul acolo era în ultimă fază, pentru că nici nu s-a tratat, era... Și-a chemat duhovnicul. Și i-a spus duhovnicului, i-a spus, auzi, îmi pare rău de păcatul meu. Îmi dau seama de mizeria, vinovăția apăsa asupra lui. Zice, marea mea problemă e că nu mă mai pot ruga. Mi-e inima împietrită. Parcă zic cerul de plumb deasupra mea. Nu mai simt nimic. Nu. Și s-a stins tânărul ăsta. În ce privește educația, referitor la problemele vieții sexuale, în cadrul școlilor există un program care să educe, să învețe tinerii și ce anume învață? Nu există. Deci, cel puțin în școlile generale, nu învață și în liceu, îi învață să facă sex protejat. E o mare prostie. M-am dus, anul trecut am avut clasa 8-a și m-am dus cu el la vaccin, să-i vaccineze, la un cabinet. M-am dus acolo și i-am așteptat afară, nu, să-i aștept pe copii, trebuia să-i duc înapoi la școală. Și când au ieșit copiii, băieții rând pe rând chicoteau și râdeau. Și zic, bă, de ce râdeți? Ce s-a întâmplat acolo? Și unul mi-a arătat, le-a dat prezervative la băieți. Și am intrat acolo, doamnă, ce faceți? Păi zice, așa, fale, da. Păi le deschizi mintea. Cum să le dai prezervative la copii de 14 ani? Deci metoda învățată de Scriptură, e abstinența oamenilor, nimic altceva. Exact, este singura soluție. Când îți trec lucruri de felul ăsta prin minte, prin gând, fă un duș rece și ai rezolvat problema. Exact. Nu există să mă duc să contraceptive și tot felul de nebunii, tot felul de nebunii. Nu, Scriptura e clară, singura metodă e abstinența, abstinență totală, până în momentul căsătoriei. Exact. Până în... Altfel, tot felul de efecte și cele mai dezastruoase sunt cele psihice. Îi distruge pe tineri psihic. Fete, tinere care și-au viața. Decepție în dragoste. Păi de ce? Că s-o culca cu ăla. Ăla s-o mai culca cu 10 înainte, o a avut-o și pe ea și nu i-o mai trebuie. Pentru că așa funcționează mintea bărbaților blestemați. O minte blestemată despre care spune Scriptura. După ce te-a avut, lui nu-i mai trebuiești. Pentru că e legea insuficienței permanente în om. El vrea altceva. Și tu rămâi cu trauma pe viață. Nu-i poți face față, n-ai cui să-i spui, părinții nu te-ar înțelege, ba te-ar acuza. Nimeni nu te-ar înțelege. Și atunci ce faci? Te arunci în ghearele morții, că nu mai poți trăi cu vinovăție și cu ce ți se întâmplă. Băgați de seamă, tineri și părinți deopotrivă, verificați-vă copiii, stați de vorbă cu ei. Și de cumva, pentru că aici vreau să și dăm soluții, de cumva s-a întâmplat și au căzut copiii, copiii dumneavoastră, tinerii noștri, fete, băieți, stați de vorbă cu ei, nu-i acuzați. Deci primul lucru greșit pe care îl facem când un om, când un tânăr e căzut, e că îi acuzăm. Nu. Dați-le o mână. Putem să-i ajutăm să se ridice. Putem să-i ajutăm să privească în sus. Biblia spune așa, că El, Dumnezeu, trestia frântă nu rupe și mucul care încă fumegă nu-l stinge. Deci e soluție pentru tinerii generației 21, dar soluția e Dumnezeu. Avem un exemplu în Biblie, când femeia prinsă în prea curvie a fost adusă, exact, la Dumnezeu. Bravo! Și l-a adus-o și s-a păcătuit, trebuie omorâtă cu pietre. Corect. Ce este interesant acolo, că a adus-o numai pe femeie. Pe bărbat, da, pe bărbat nu. Nu l-a adus. Și a zis, trebuie omorâtă cu pietre. Și Domnul Iisus a scris pe pământ, toți au plecat și a rămas singură femeia cu Domnul Iisus. Și Domnul Iisus, unde-i spărâșii tăi? Nu te-au osândit? Și a spus, nu, Doamne,
nici eu nu te osândesc. O osândesc. De ce a spus Domnul Iisus femeie? Du-te și să nu mai păcătești. Asta e deci soluția. Dumnezeu iartă pe omul care se recunoaște. Îl reabilitează, dar cu condiție. Condiția este să se oprească. De multe ori, noi vrem iertare de la Dumnezeu fără să ne îndreptăm, să plătim prețul îndreptării. Niciodată Dumnezeu nu oferă iertare fără ca noi să ne îndreptăm. Exact. Zice, eu te iert, dar tu te îndrepți. Exact. Noi am vrea Dumnezeu să ne ierte, să ne simțim bine, să avem sufletul ușor, ca mâine să o facem iarăși. Exact. Nu face Dumnezeu așa ceva. Și nici nu putem plăti la biserică pentru așa ceva. Nu, nu există. Noi trebuie să ne îndreptăm. Exact. Dumnezeu ne iartă dacă ne pare cu adevărat rău. Asta e pocăință, să-mi pară rău și să nu mai fac după aia. Exact. Și să nu mai fac. Există șansă pentru acum, tinerii în ce noștri. Că, în ce privește problema sexuală, sfatul Bibliei și al nostru ca slujitor al lui Dumnezeu este să le spunem tinerilor că abstinența este sfântă. Clar. Până la căsătorie. Absolut. În cazul în care s-a întâmplat din nevegherea, din, eu știu, naivitatea lor, ajung în păcatul acesta. Da. Soluția există. Există. Și asta e pocăința. Să stea de vorbă cu cineva, pentru că exact. Tinerii, în prima fază, ei nu știu ce să facă. Stați de vorbă cu cineva de încredere. Exact. Cel mai indicat ar fi cu părinții voștri. Să... ei vă iubesc. E adevărat că uneori nu vă înțeleg. Sau stați cu cineva, eu știu, cu preotul, cu pastorul, cu cineva de încredere, care vă poate da o mână de ajutor. Aveți nevoie de consiliere, aveți nevoie de cineva să vă ridice de acolo. E nevoie. Se poate. Se poate cu condiția exact pe care a spus-o dumneavoastră, să nu mai păcătuim, să mergem înainte și să ne revendicăm absolut toate posibilitățile, să mergem drept pe cale. Așa cum a spus totdeauna și este adevărul, Biblia ne învață. Biblia ne învață cum să ne trăim viața. Pentru că pe pământ Dumnezeu ne-a dat doar o singură viață. Este unică și nu putem face ce vrem cu ea. De fapt, putem face, dar suportăm consecințele și consecințele sunt veșnice. Așa e. Mă rog lui Dumnezeu ca El să dea înțelepciune tinerilor. Să doresc dea asta. Seama că e foarte important o relație, în primul rând, cu Dumnezeu. Așa e. În continuare să discutăm despre, să mutăm discuția pe o altă linie în ce privește relația cu Dumnezeu. Am vorbit despre relațiile nepotrivite înainte de căsătorie. Sigur, aici mai putem aminti, nu suntem de acord cu căsătoriile de probă sau relațiile până la clar. Căsătorie. Astea nu. Nu, le condamnă clar, Dumnezeu exact. Le condamnă. Nu probăm nimic, nu suntem la piață, la pepeni. Exact. Și așa ne învață Scriptura, da. Așa învățăm tinerii noștri, cei care ne ascultă, ca ei trebuie să-și păstreze viața curată, și băiatul și fata, până la căsătorie, în momentul în care s-au căsătorit, au încheiat un legământ de căsătorie înaintea lui Dumnezeu, la biserică, la starea civilă, ei de atunci sunt soț și soție și au toată libertatea să aibă o relație intimă, așa cum da, Biblia da. Ne dă voie și este normală. Acum vrem să mutăm discuția în ce privește relația unui tânăr, pentru că vorbim de tineri, relația unui tânăr cu Dumnezeu. Pentru că suntem în lumea aceasta unde oamenii parcă din ce în ce se depărtează de Dumnezeu. Îi fură vraja lumii, lucrurile care îi acaparează. Dar trebuie să nu uităm. Dumnezeu există, El este real, noi existăm, suntem reali și Dumnezeu ar vrea o relație cu noi. Ce putem discuta despre relația unui tânăr cu Dumnezeu? Da. E foarte importantă o relație cu Dumnezeu pentru un tânăr, pentru că asta îi marchează tot restul vieții lui. Exact. Relația cu Dumnezeu trebuie, sau întâlnirea cu Dumnezeu, oamenii care s-au întâlnit la modul real cu Dumnezeu, ei și-au schimbat viața. Ei n-au mai fost aceiași după întâlnirea cu Dumnezeu. Ei n-au mai fost. Și o să discutăm probabil despre câteva personaje din Scriptură, să vedem ce a însemnat pentru ei relația cu Dumnezeu. Despre câțiva tineri din Scriptură, să vedem ce a însemnat relația lor cu Dumnezeu. Știți,
Ce gândesc tinerii? Sunt prea tânăr acum ca să am o relație cu biserica, cu Dumnezeu. Mă gândesc mai încolo. Mai încolo după ce au viața praf. Da. Și când au viața praf, pentru că o viață fără Dumnezeu e o porcărie. Fiul risipitor fără tata au ajuns la porci. Exact. Și viața la porci o porcărie. Deci asta se întâmplă. Ei mereu amână. Mereu amână și după ce au viața praf, se gândesc acum degeaba. Ce să mai facă Dumnezeu cu mine? Și sfârșesc pentru vecii vecilor. În iad, o viață neîmplinită aici și o viață în chin veșnic. În fiecare om și în tineri există un gol de dimensiunea și de mărimea lui Dumnezeu pe care tinerii încearcă să-l umple cu droguri, cu distracții. Uneori încearcă să-l umple cu cunoștință, cu cunoaștere, așa cum a încercat Solomon. Solomon spune că a încercat să știe tot și când a văzut că știe tot, că are înțelepciune și toate lucrurile le cunoaște, concluzia lui a fost deșertăciune. O zis, nu merge, nu mi-am umplut golul din inimă. Acum zice, încerc cu cunoaște, cu distracție. Și a început să se distreze, să chef după chef. Și o tras linie și a zis, deșertăciune, adică mizerie. Nu merge. Și când o termina cu asta, au zis, acum bani, avere. Și asta cred tinerii, dacă aș avea bani, aș fi fericit. Eu n-am văzut un om cu bani mulți fericit. Îngrijorat, da. Albit, da. Cu diabet, da. Cu risc de accident vascular, da. Dar fericit, nu. Pentru că nu banii aduc fericire, nu cunoașterea aduce fericire și nu distracția. Ci golul ăsta din inima noastră trebuie să-l umplem doar cu Dumnezeu. Doar cu Dumnezeu. Pentru că ai amintit de Solomon, împăratul Solomon, care a scris mai multe cărți și în mod special Eclesiastru, aș vrea să vedem ce a spus el după ce a încercat. Totul. A încercat totul. Și Biblia spune că n-a fost nimeni ca el și așa mai departe, Solomon un om deosebit. Dar la final el concluzionează în capitolul 12 din Eclesiastru ce aș vrea să citesc. Ce spune el? Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învățăturilor. Și spune el așa. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. De ce? Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Despre asta e vorba. Este concluzia lui Solomon după ce el a trăit o viață. A gustat tot. A gustat tot. Și în final a zis, Doamne, o fost și înțelept. Și a tras concluzia asta, căci omul trebuie să se teamă de Dumnezeu. De ce să se teamă de Dumnezeu? Pentru că va veni o zi în care fiecare va trebui să stăm în fața dreptului judecător, înaintea lui Dumnezeu, să dăm socoteală de tot ce am făcut în ascuns, fie bine, fie rău. Frate Daniel, tinerii sunt într-o căutare după fericire, e clar. Tineretul asta caută fericire, să se simtă bine. Problema e că îl caută într-o direcție greșită. Caută direcția într-o direcție greșită. Avem tineri în biserică, cred că în total vreo 150 de tineri în biserica noastră și sunt tineri fericiți. N-au bani mulți, unii vin din familii numeroase care n-au posibilități, nu știu de care, nu conduc mașini, nu știu de care. Simpli. Poate uneori mănâncă o coajă de pâine, dar i-am văzut fericiți. Despre asta e vorba. Fericirea nu este o stare, e o persoană. Dacă ar înțelege tinerii pe care eu îi văd pe stradă dărâmați de foarte multe ori, căutând să fie fericiți într-o căutare nebună, furibundă, să facă ceva să se simtă bine. Nu iau droguri tinerii că-s fericiți, iau că-s nefericiți. Eu nu pot să-i acuz. Când îi văd că fumează și tot felul de țigări de astea nocive și ei vor să fie fericiți, caută. Poate și problema noastră ca biserică. Avem o problemă că nu suntem direcții pentru ei. Nu-i aducem și să le spunem, omule, tânărule, direcția e aici. Aici poți fi fericit. Eu la 12 ani m-am întors la Dumnezeu și eram, la 12 ani eram într-o căutare de fericire. Pentru că noi suntem de când ne naștem în căutare de fericire. Și la 12 ani m-am întâlnit cu Hristos și El mi-a umplut inima de fericire. Am trăit de atunci fericit, n-am fost bogat, am trăit fără tată și am avut lipsuri și probleme și
Dar am fost fericit, pentru că El mi-a umplut inima. Forma asta nu poate umple nimic decât Dumnezeu și nimeni. Numai Dumnezeu poate clar. Deci și asta... împlinirea, la urmă. Clar. Să te simți împlinit. Să te simți bine. La, exact, la nivelul care ești, știi că ai pace, ai liniște, ai siguranță. Exact, siguranță. Frate Dan, ziua de mâine e o problemă. Exact. Un tânăr inteligent se gândește, mor și clar că nu se termină totul acolo. Ce fac? Ce fac? Ori Hristos în inima noastră, în inima unui tânăr, oferă siguranță. Oferă siguranță. M-aș bucura să fiți tineri care să ne ascultați, să vă uitați și să înțelegeți că nu facem emisiuni pentru că nu avem ce face. Vrem să venim în ajutorul vostru. Dacă sunteți în căutare de fericire, nu o căutați în alt loc decât în Scriptură. Aici îl veți găsi pe Dumnezeu. E simplu. Că vorbeați ce să facă un tânăr ca să aibă o relație cu Dumnezeu, să-și o dorească. Primul rând să fie sincer cu el însuși, să zic că îmi doresc o relație cu Dumnezeu. În momentul următor, Dumnezeu intervine și vine în ajutorul lui. Îi descoperă calea, unde trebuie să meargă, ce trebuie să facă. Se va ocupa Dumnezeu de absolut tot. Doar el să-și dorească treaba asta. Să-mi doresc o relație cu Dumnezeu. Să fiu atât de deștept, atât de inteligent, încât să știu că numai Dumnezeu e soluție pentru problemele mele. Da. Cuvântul lui Dumnezeu spune, referitor la tine, bucură-te tine, tinere, în tinerețea ta. Umblă pe căile alese de inima ta. Dar să știi că pentru toate acestea Dumnezeu te va chema la judecată. Deci orice decidem să facem cu viața noastră, mai devreme sau mai târziu, alegerile ne aparțin. Da. Dar în final vine nota de plată când va trebui să plătim factura la viața noastră, de felul cum ne-am trăit viața. Cred că aici trebuie să învățăm tinerii și nu numai, toți acei care vor să intre într-o relație personală cu Dumnezeu. Noi nu vorbim aici despre o religie. Exact. Nu ăsta e scopul nostru. Religia este prea generală, prea departe de Dumnezeu. Biblia ne îndeamnă și ne cheamă la o relație personală cu Dumnezeu. Pentru că însăși din cuvântul lui Dumnezeu ne învață că din grădina Edenului, datorită neascultării, datorită păcatului, s-a rupt relația dintre Dumnezeu și prima pereche de oameni. E, Dumnezeu vrea să restabilească relația aceasta, dar nu se poate oricum. Relația se poate restabili doar în condițiile lui Dumnezeu. Absolut. Pentru că Dumnezeu nu poate să locuiască acolo unde este păcat. El vrea în primul rând să curățenie o parte. Și apoi el vine. Și curățenie o facem noi. Exact. Deci tinerii trebuie să înțeleagă treaba asta. Curățenia în viața noastră nu o face Dumnezeu. El doar ne pune instrumente la îndemână. Așa. Noi ne facem partea. Să nu aștepte vreun tânăr vreodată Dumnezeu să dea cu sticla de bere de la el din mână, să-i o ia din mână. Niciodată nu se va întâmpla. Nu, că se luptă foarte mulți tineri cu problema asta. Dar de ce nu mă ajută Dumnezeu? Am vrut, m-am hotărât, că ei așa fac. Se hotărăsc de duminica sau de vinerea ca de luni să nu mai facă. Și culmea fac. Cad în aceleași păcate. Își se hotărăsc să lupte să... și nu pot. Pentru că îi așteaptă să facă Dumnezeu. Nu. Ne-a pus Dumnezeu la îndemână nouă absolut tot. Și vreau să vă citesc despre un personaj biblic, despre Daniel. La 17 ani se spune că a fost dus în Babilon, în robie babiloniană, 70 de ani, unde a stat acolo până a trecut la Domnul. În robie, unde trebuia să... A fost cumplit în robie, departe de mama, de tata. Daniel 1:8, auziți... Daniel, la 17 ani, s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului, cu vinul pe care îl bea împăratul, și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu îl silească să se spurce. La 17 ani, el, pentru că avea un IQ foarte dezvoltat, a fost printre înțelepții lui Iuda, a fost dus acolo să fie la masa împăratului. Și a zis, stați puțin, dar ce cinste ai mai vrea mai mare decât să stai la masă cu Nebucadnețar, care era cel mai înfiorător împărat din vremea aceea? I-a scos în ochii lui Zedechia, în fața familiei, și cumplit, a fost un împărat cumplit. Și el știa Daniel. Și o să acum stăm la masă cu el. Ar fi putut să zică, uai, e o onoare pentru mine.
să stau la masă cu împăratul. Și încă o dată zice că Daniel s-a hotărât. Asta e foarte important. A decis în sinea lui. A zis, nu mă, mă hotărăsc să nu mă spurc, să nu trec bariera dincolo, să nu-L supăr pe Dumnezeu. Și încă o dată specific, contextul era robia. El era în robie acolo. Ar fi putut să zică, m-a abandonat Dumnezeu, sigur Dumnezeu. Păi de ce ne-a lăsat în robie aici? Să-și bată alții joc de noi. Lasă să mă simt bine, că nu ține cont Dumnezeu neapărat de un vin. Auziți, vinul pe care îl bea împăratul și de mâncare, păi ce? Da, da, este foarte interesant. De ce n-a vrut să mănânce? Pentru că era mâncarea care o mânca și împăratul, da. Toți cei care erau la curtea. Pentru că erau, toate bucatele astea erau închinate zeilor. Da. Deci, zeilor păgâni. Exact. Și atunci știa că el acceptând, exact. Era ca și cum era, s-ar fi închinat. Se închina în mod indirect, exact. Zeilor respectivi. Exact. Și atunci el a știut că asta îl supără pe Dumnezeu. Da. Și n-a vrut, în primul rând, așa cum Iosif s-a raportat la Dumnezeu, exact. Așa s-a raportat și Daniel. Clar. Deci, concluzia, numai din aceste două exemple, este că un tânăr care vrea să-și păstreze viața curată, întâi trebuie să se raporteze la Dumnezeu. 100%. Atunci când ne raportăm la Dumnezeu, cu siguranță nu greșim. Clar. Pentru că Biblia ne învață cum să ne trăim viața. Pentru că viața este una singură. Nu putem să o trăim oricum. Așa e. Biblia ne învață cum să ne trăim viața. Ce bine ar fi dacă tineri înțelege. Și frate Dan, să nu ne oprim mai. Hai să numai un pic să mai continuăm. S-a hotărât să nu se spurce. Ca să înțeleagă și tinerii, s-ar putea unii să gândească pe și ce s-o fi întâmplat cu Daniel. Exact. Daniel, au trecut 4 împărați și Daniel a rămas la împărăție. Exact. A fost întotdeauna consilier. A fost omul care întotdeauna când a intervenit o criză, împărații au alergat la el. Da. Nu l-a lăsat Dumnezeu de rușine. Hotărât să nu se spurce și n-a decăzut. Nu s-a întâmplat nimic rău cu el. Ba, din contră, a crescut. Și chiar când au avut și vrăjmașii Daniel. Da, da. Și când vrăjmașii lui, da, l-au săpat și l-au aruncat în groapa cu lei. Datorită faptului că el a știut să-și păstreze viața curată și sfântă înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care își ține făgăduința. Clar. L-a scăpat Dumnezeu din groapa cu lei și cei care cred că de aici vine și proverbul cine sapă groapa cade ea. Da, da. Cei care i-au săpat groapa au căzut ei. Da. Și pedeapsa lui Dumnezeu a venit peste ei. E importantă hotărâre. Să ne dorim să ne apropiem de Dumnezeu și apoi să hotărâm să nu ne mai spurcăm. Gata, stop! Noi facem curățenie în propria noastră viață, în propria noastră minte, dăm afară absolut tot și apoi ce mai trebuie să facem, 2 Timotei 2:22 zice așa, fugi de poftele tinereții, fugi, urmărește și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea împreună cu cei ce cheamă pe Domnul. Caută oameni care au același scop, care îl caută pe Dumnezeu sincer. Pentru că trebuie să crești la un moment dat. Un tânăr care vrea să-L caute pe Dumnezeu, îl găsește, dar apoi el trebuie să crească. Și trebuie să crească împreună cu oamenii care fac același lucru, îl caută pe Dumnezeu dintr-o inimă curată și sinceră. Să caute o biserică, să caute oameni de bine, oameni care îl iubesc pe Dumnezeu și să meargă împreună cu ei. Asta trebuie să facă. Și noi vă stăm la dispoziție. Oricând, la orice oră, aveți numerele noastre de telefon afișate pe ecran, vă dăm o scriptură, vă putem sta la dispoziție pentru consiliere, vă putem integra în rândul tinerilor să fiți fericiți. Vă dorim fericirea nu atât de mult cât vă dorește Dumnezeu. Dumnezeu atât de tare vă dorește fericirea încât l-a dat pe Fiul Lui să moară pentru fericirea noastră. Am vrut să discutăm și am discutat în ce privește relația de natură sexuală și am abordat subiectul acesta sensibil, apoi am vorbit despre relația tânărului cu Dumnezeu. Acum, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, mai avem câteva minute, aș vrea să mai abordăm un subiect așa în ce privește recomandarea pentru tinerii care vor să-L cunoască pe Dumnezeu. Sunt tineri care au crescut într-un mediu în care nu le-a spus nici părinții de Dumnezeu, nici nu au avut pe cineva apropiat care să le vorbească despre Dumnezeu. Ce am putea să recomandăm tinerilor? Ce să facă pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu, pentru a ajunge
să aibă o relație cu Dumnezeu. Pentru că nu poți să ai o relație cu Dumnezeu până nu-L cunoști. Da. Și ca să-L cunosc, trebuie să fac ceva. Ce? Clar. Primul lucru pe care trebuie să-L facă tinerii, și noi nu ne-am înțeles la lucrul ăsta, deci ceea ce discutăm acum, noi nu ne-am înțeles, nu ne-am regizat absolut nimic, este să puneți mâna pe un telefon. În momentul acesta, pentru că emisiunea e pe sfârșit, puneți mâna pe un telefon, formați numărul de telefon care e afișat pe ecran și dacă n-aveți o scriptură, să primiți o scriptură. Pe Dumnezeu nu-L putem cunoaște nici din tradiție, nici de pe pereți și nici din alte cărți, decât din scriptură. De aici Îl cunoaștem pe Dumnezeu. Ca să vrem cu adevărat să știm cine-i Dumnezeu, va trebui să începem cu scriptura, să-L cunoaștem. Și acolo unde nu înțelegeți, așa cum Dumnezeu l-a trimis pe Filip la famenul etiopian, că el nu înțelegea ce citea din Scriptură, acolo unde nu înțelegeți, suntem noi la dispoziția dumneavoastră, la dispoziția voastră a tinerilor sau celor care vreți să-L cunoașteți pe Dumnezeu. E primul pas, practic, pragmatic. Sunați la orice oră și vă stăm la dispoziție să vă putem fi de folos cu Scriptura, cu Evanghelia, ca să-L cunoașteți pe Dumnezeu. Pentru că cine îl cunoaște pe Dumnezeu are viață veșnică. Bun, deci primul pas ar fi să ajungă în posesia unei scripturi. Să o citească. Da. După ce, să zicem, a făcut primul pas, a sunat, i-am oferit o Biblie, s-a apucat să citească. Acum, e normal, nu se înțeleagă din scriptură. Sunt mulți oameni care s-apucă să citească Biblia și nu înțeleg. Acum, au nevoie de o îndrumare. Da. Referitor la aspectul acesta, pentru a fi îndrumați. Mai devreme, în emisiunea precedentă, îndemnai pe tineri să vină la părtășia tinerilor, care are loc în fiecare luni de la ora 6. Pentru cei care poate nu sunt tineri, mai vârstnici, și pentru ei este valabil cunoașterea lui Dumnezeu, îi așteptăm la Biserica Philadelphia. Puteți lua legătura cu oricare dintre slujitorii care sunt aici la dispoziția dumneavoastră pentru a vă fi ajutat, să vă ajute să puteți să fiți lămuriți în anumite lucruri pe care nu le înțelegeți. Și, de ce nu, vă invităm cu tot dragul la slujbele care au loc la Biserica Philadelphia în fiecare joi de la 6 sau respectiv 18 la 20, duminica de la 9 la 12 și duminică seara de la 18 la 20. Bun, oamenii vin și participă și la slujbele care au loc la biserică. Ce ar trebui să mai facă pentru a ajunge să-L cunoască mai mult pe Dumnezeu? E destul de clară Scriptura și după credință, deci după auzire vine credința, credința în Dumnezeu vine în urma auzirii cuvântului. Deci dacă n-am credință, va trebui să citesc cuvântul și să-l aud și cu cât îl citesc și cu cât îl aud, primesc credință, e clar, e un lucru mecanic pe care eu trebuie să-l fac, să citesc cuvântul lui Dumnezeu, îl citesc până primesc credință. Nu e suficient, zice Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, cine crede și se botează, va fi mântuit. După credință, după ce am început să intru în tainele cunoașterii lui Dumnezeu, îmi dau seama, mi se descoperă că mai trebuie să fac un pas ca să primesc mântuire, să primesc cu adevărat mântuirea, lucru pentru care luptăm toată viața noastră, să fim salvați, să ne fie bine. E să facem botezul conform Scripturii, așa cum Biblia ar spune. După dorință, după ce omul vine la biserică, după ce ia contact cu Evanghelia, el trebuie să-și schimbe viața și perceptele și să vină și să le alinieze așa cum trebuie după Scriptură, credință, botez, mântuire. Și omul va fi mântuit. Și după botez el începe să crească, să crească, să crească, să facă la rândul lui ucenici și să slujească pe Dumnezeu. Pentru că după ce ne întoarcem la Dumnezeu, i-a spus unuia Dumnezeu după ce l-a vindecat și după ce, du-te și fă și tu la fel altora, du-te și tu. Faci la fel ce ți-a făcut ție Dumnezeu. Te duci și faci la fel. Da. Sigur, Dumnezeu este Cel care ne învață și Biblia este la dispoziția noastră și cred că fiecare dintre cei care au fost interesați au putut să ajungă în posesia unei Biblii. Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că și El a rânduit să avem
Și eu cred că fiecare casă au o Biblie. Ce rămâne de făcut este să ne intereseze, să căutăm. Biblia spune, cine caută, găsește. Dacă nu vom căuta pe Dumnezeu, o să spunem unde e Dumnezeu, că eu nu-L văd. Trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu. Și Biblia spune, cine caută, găsește. Mă rog lui Dumnezeu ca El să pună pe inima telespectatorilor care ne urmăresc, a tuturor celor care vor să îl cunoască pe Dumnezeu, să caute, să-l caute din toată inima, cu o inimă sinceră. Și cred că Dumnezeu, așa cum a promis, El se va lăsa găsit de cei ce-l caută cu toată inima. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Mulțumim frumos pentru faptul că ai venit în emisiunea Mesaj pentru Suflet. Cu drag. Am putut să împărtășim aceste lucruri din Scriptură, probleme reale care sunt în societate, cu care ne confruntăm, cu care se confruntă tinerii. Dorința noastră este ca societatea să aibă oameni cinstiți, oameni corecți, oameni care să-L slujească pe Dumnezeu, pentru că de asta are nevoie societatea. Și mai mult de atât, Dumnezeu vrea ca nimeni să nu piară. De aceea cuvântul Domnului spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat cea mai scump, singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Aceasta ne dorim. Ca toți oamenii care urmăresc emisiunea Mesaj pentru Suflet, cei care îl caută pe Dumnezeu, în final, Dumnezeu să le dăruiască mântuirea. Amin. Sper că Dumnezeu ne va ajuta să mai facem și altă dată emisiune și să putem să... Sper din toată inima și eu și le spun telespectatorilor, vă așteptăm. Așteptăm telefoanele dumneavoastră, așteptăm să veniți, să ne puneți întrebări, să stăm de vorbă oricând din Scriptură și mai mult așteptăm să veniți să vă întoarceți la Dumnezeu, să primiți ceea ce aveți nevoie, fericire, bucurie sfântă pe care numai Dumnezeu poate da. Încă o dată mulțumim. Cu drag. Cu drag oricând. Binecuvântare și însoțirea Domnului în tot ce faci. Mulțumesc la fel și dumneavoastră, frate Daniel. Dragii mei, aceasta a fost emisiunea pe care am făcut-o împreună cu ajutorul lui Dumnezeu. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să vă conducă viața, familia și tot ce aveți să fie sub privirile lui Dumnezeu. Vă dorim toate cele bune. La revedere!